Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm astăzi despre industria alimentară și în mod specific despre salamul de Sibiu, un produs românesc pe care îl cunoaștem cu toții, promovat în ultima perioadă, dar desigur o să începem cu o imagine de ansamblu asupra industriei alimentare din România și ne referim sigur la producătorii și procesatorii de carne, pentru că avem un profesionist în acest domeniu. Alături de noi este astăzi invitată doamna Carmen Gavrilescu, președintele Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu din România. Bună seara, doamna Gavrilescu, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitația acordată. Așadar, dacă privim industria alimentară, și aici mă refer sigur la producătorii de carne, vedem pe de o parte o problemă legată de importuri de materie primă, încep la nivel macroeconomic, și în același timp o problemă legată de importuri de produse alimentare procesate, să le numim așa. Avem importuri multe, asta ne arată că industria din România ar putea să producă mai mult pentru piața internă. Ne puteți da o imagine de ansamblu unde se află industria alimentară, procesatorii, producătorii de carne din acest punct de vedere? E foarte important ceea ce ați spus, pentru că avem inputurile acestea de intrare și de ieșire. Legat de ceea ce, cam unde suntem noi în momentul de față, să știți că e pentru industria alimentară românească, eu zic că suntem într-un punct destul de bun. În primul rând, din punct de vedere consumatori, pentru că consumatorii iubesc brandurile românești și noi suntem foarte bucuroși că ei aleg brandurile românești, dar într-adevăr există această parte legată de ceea ce înseamnă producția de materii prime în România și mai ales carne de porc. Până la urmă, știți cum se zice, cea mai bună legumă e tot carnea de porc și România nu este astăzi, se confruntă de foarte multă vreme cu aceste vârfuri de import de materie primă. E un lucru destul de greu în momentul de față și ceea ce înseamnă pesta porcină africană. Ne place sau nu ne place, lucrul acesta într-un fel ține industria pe loc și mai există un deficit mondial de proteină. Știți, lucrul acesta a fost de americani prognozat, cred că acum de acum vreo șase ani, faptul că proteina globală scade. Cea mai afectată fiind carnea de porc. Evident, din aceste nenumărate secvențe, peste porcina africană, vedem că lucrurile astea au fost și în piața de carne de pui, adică se întâmplă lucrurile acestea și virusurile, vedeți, toate sunt boli virale, circulă cu mare repeziciune astăzi. Dar, întorcându-ne la ceea ce înseamnă industria românească, avem o piață, putem să-i spunem noi așa, într-un fel stabilă, de câțiva ani încoace, și volumul crește ușor, e absolut firesc. Consumatorii, orientându-se până înainte de pandemie pe o zonă high level, așa îi spunem noi, deja se învățaseră și căutau zona de premium. În piața de premium e oarecum, ea rămâne stabilă. În prima secvență ea e afectată, ca așa se întâmplă întotdeauna, dar după aceea oamenii se întorc la obiceiuri. Mai bine mănânci ceva puțin și de o bună calitate, au rafinament consumatorii noștri. Producătorii din România, să știți că își dau tot interesul. Fabricile sunt aduse la nivel european, din punct de vedere tehnologic. Tot ce înseamnă zonă de calitate, de sisteme de calitate, sunt implementate. Nu spun că ne ajută și retailerii în această zonă, dezvoltând mărci private pentru aceștia, toate auditurile efectuate de calitate sunt
sunt iarăși ultimele în materie, în materie de, de sisteme de calitate. Și de asemenea avem și o componentă foarte bună din partea Ministerului Agriculturii, care e atent și foarte imediat săritor în cazul în care dorești să faci, să încadrezi un produs într-un sistem de calitate european. Cel puțin noi cu partea de salam de Sibiu am avut toată deschiderea din, din partea Ministerului, pentru că e destul de anevoios un proces de acest gen. Da, discutăm sigur imediat și despre acest lucru. Doar o idee, poate, apropo de starea actuală a industriei alimentare românești, de acord cu observațiile, cu analiza dumneavoastră, rămân totuși la ideea că importul acesta ne arată că producătorii români, procesatorii români ar putea să fie mai prezenți pe piața românească. Avem o explicație pentru care, și știți, se întâmplă și la nivel politic, se discută, sau la orice nivel, se discută despre nevoia de mai multă procesare în România. Avem suficiente fabrici în acest moment? Ne-ar mai trebui fabrici de procesare? Sau care credeți că este explicația acestei situații de pe piață, și anume importul de produse agroalimentare? Sigur că România este într-o piață comună, evident, și atunci nu poate bloca această piață, dar încă o dată, parcă ne-am dorit să avem mai multe produse românești pe piața românească. E adevărat, dar poate că trebuie să ne gândim că este și o zonă așa de plictis. Oamenii își doresc să încerce și alte lucruri. E firesc că să apară diferite produse, cum și noi ne dorim, știți, să mergem în piețele din afară. Există acest nivel de cerere-ofertă. E foarte important dacă poți să ții pasul unui cost, da, pe care îl realizează foarte mult cei din afară. Să știți că mai există o diferență între noi și multe, multe fabrici. Am văzut destule fabrici în afară. Fabricile europene sunt taxate foarte mult, în a face 3 sau 4 sortimente sau 5 maximum. Noi suntem, ai, cred că dacă, dacă întrebați, cred că în orice fel de fabrică din România, portofoliul este uluitor. Nu există fabrică sub 50-60 de sortimente, aceea de a acoperi și brandurile mainstream și brandurile premium și solicitările, toate acestea. Și atunci, e un lucru bun sau e un lucru rău acesta? Sau e și un lucru bun și un lucru mai puțin bun în același timp? Ce părere aveți? Să știți că e un lucru bun pentru că așa s-au dezvoltat fabricile. Dacă ne uităm la primii 10 din această industrie, vorbim cel puțin de zona de procesare, niciunul dintre ei nu-i specializat exclusiv să facă 3 lucruri sau 4 lucruri. Da? Da, da. Aș crede că e o semnătură românească de piață, dacă îmi permiteți să spun lucrul sună, acesta. Sună frumos, da. Da, e o semnătură românească. Cred că în timp, aș crede că în următorii 5-6 ani, lucrurile acestea ușor, ușor se vor schimba. Dar știți cine încearcă și se vede efortul? În fabricile de crud uscate. Aici se vede specializarea și fiecare, dacă vă uitați, fiecare dintre producători are un salam cu care semnează și pentru care lumea îl cumpără. Da, mi-aduc aminte acum de, dacă îmi imaginez rafturile supermarketurilor, da. Mi-aduc aminte într-adevăr de salamuri cu branduri diferite, să zic, de la fabrici diferite, ceea ce, cum spuneți, e un lucru bun. Vă rog, scuzați. Da, e un lucru bun. Din punct de vedere, în schimb, dacă analizezi din punct de vedere management, cost curat al fabricii, lucrul acesta erodează marja, erodează foarte multe, foarte multe, și secvențele, fluxurile tehnologice sunt destul de greu de echilibrat în a face, gândiți-vă să ai o producție într-o zi de 10, 12 sau 20 de sortimente. Aici dați-mi voie să scuzați-mă, doar să vă întrerup cu o idee.
Într-adevăr, într-o discuție pe care am avut-o recent cu domnul Sorin Mina, dânsul remarca acest lucru și anume ce spune și dumneavoastră, că multe fabrici din Europa de vest sunt specializate pe 3-4 sortimente pe care le fac cu o maximă eficiență, să le numesc așa, de unde și prețurile pe care le produc sunt destul de bune și sunt competitive pe piețe. Dar poate, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, poate lucrurile se vor schimba și pentru fabricile românești în următorii ani, de ce nu? Depinde mult de managementul fiecărei fabrici și depinde mult și de zestrea asta de clienți. Știți că toți ne batem pe ce? Pe portofelul celor care intră în magazin. Până la urmă, aceea e ținta fiecăruia dintre noi. E adevărat. E o chestiune de viziune, să știți. Aici e o chestiune de viziune antreprenorială și contează foarte mult. Primul care va face această mișcare, cred că va fi câștigător. Va fi greu în primă instanță, dar ulterior cred că va fi un câștigător. Deci trebuie un pic de curaj primului. Trebuie curaj întotdeauna, pentru că să știți de câte ori am încercat să curăț portofolii în fiecare an. Primul lucru pe care îl faci la începutul anului, hai să vedem ce ne-a mers bine, ce nu ne-a mers bine, ce să... Și când ajungi și zici, dar din ăsta vând o tonă, nu pot să-l... Știi, ar trebui, dacă judeci foarte la rece, deci trebuie să... Ce nu faci ca și producție peste 10 tone pe an, deci minimum o tonă pe lună, nu are ce să-ți caute în portofoliu. Dar de fiecare dată, e un produs, merge la un client, clientul respectiv mai ia alte zestre de produse și atunci ești într-o zonă emoțională destul de grea de alege împreună cu oamenii de vânzări și împreună cu oamenii de producție. Dar eu vă spun că producția va fi întotdeauna fericită dacă ar avea de făcut lucrurile mai puține produse, pentru că poți să standardizezi bine, poți să cumperi materiile prime într-un anumit fel, se standardizează produsul cap-coadă. Da, interesant ce ne spuneți, de acord. O să vedem cum va evolua această piață și cum va evolua industria în următorii ani, așa cum spuneți. Până la următorii ani v-aș mai ruga doar să ne spuneți în câteva idei și câteva minute care este momentul pentru industrie din punctul de vedere al costurilor. Știm cu toții că este o presiune mare care vine din creșterea tarifelor la energie electrică, la gaze naturale, la combustibil și așa mai departe, la materie primă cu siguranță. Cum rezistă industria în fața acestui asalt al prețurilor? Deci este o presiune uriașă. Uriașă. Am trecut multe crize de industria alimentară, prin industria alimentară. Părea oarecum că e ca o criză undeva din 2008, așa a mai fost, aveam slănina ajunsă la preț de carne, deci erau niște lucruri uluitoare cum s-au întâmplat și atunci, dar acum presiunea este uriașă și într-un fel... sunt bucuroasă că nu mai manageriez niciun fel de fabrică, pentru că cred că este infernal. Foarte greu, nu? E foarte greu. Este infernal. Este infernal. Acum contează foarte mult de resursele și capabilitatea fiecărei fabrici în parte. De aceea, vedeți că volumul pentru fabricile de mezeluri, volumul este destul de important, pentru că aproape aceleași cheltuieli le ai și dacă faci o tonă de marfă și dacă faci 10 tone de marfă. Și atunci este foarte, foarte, foarte importantă construcția portofoliului, volumul, ceea ce investești. Trebuie să investești și în fabrică, trebuie să investești în consumatori, în zone de marketing. Nu mi-aș dori să fiu în pielea niciunuia dintre antreprenorii din România. Depinde foarte mult de ce viziune au, de ce resurse au și câtă capabilitate există în a minimiza costul. Cred că este pe tapetul fiecărei fabrici în acest moment zona de cost.
Da. Optimizarea costului de așa natură încât să poată, chiar dacă ar merge pe marjă, nu poți să mergi la zero, dar la zero, dacă vor funcționa, probabil că acest lucru va fi mulțumitor pentru acesta. Da, zero nu sună deloc bine, dar cum spuneți dumneavoastră, probabil că e partea mai bună, că nu e pe minus, nu? Sau cum? Da, asta totul e să nu fii pe minus, pentru că nu poți rezista. Există o sezonalitate a vânzărilor. Deja lucrurile astea din momentul pandemiei oarecum s-au schimbat și obiceiurile de consum ale oamenilor și presiunea aceasta. Noi vedem că e o presiune pe noi în industria alimentară, dar gândiți-vă ce presiune este pe fiecare om în parte. Fiecare trebuie să se gândească în primul rând ce are de făcut, care sunt prioritățile. Ce mă bucur foarte mult e că românii consumă, v-am spus, produse românești și chiar dacă poate cantitatea este mai mică și frecvența de cumpărare este mai mică, totuși piețele nu s-au contractat major. Da. Contează, lucrul acesta contează foarte mult. Fiecare suferă diferite pierderi, dar poate ele mai sunt recuperate până undeva în septembrie-octombrie. Dacă atunci nu reușești să recuperezi, anul nu arată așa de bine financiar. Da, interesant aceste, să spunem, analize și o să vedem, deci, undeva mai spre finalul anului în... Cine rezistă, da. Cine rezistă, să știți aici. Doar să reamintim că suntem la emisiunea Rural împreună cu invitata noastră de astăzi, doamna Carmen Gavrilescu, este președintele Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu și un profesionist în domeniul industriei alimentare care a lucrat și lucrează încă, în zona aceasta. Doamna Gavrilescu, ne mai întoarcem poate la concluzii la momentul acesta, dar haideți să discutăm despre Salamul de Sibiu. Reprezentați o asociație care a fost în ultima perioadă extrem de activă. Am văzut niște lucruri foarte frumoase de promovare a Salamului de Sibiu, cel puțin în România, care sunt construite de la povestea produsului până la felul în care el se fabrică astăzi. Și mi-a plăcut foarte mult această campanie. Spuneți-ne unde se află ea, cam care au fost așa poate primele rezultate și dacă ea va continua, pentru că recunosc că în ultima perioadă n-am mai sesizat, poate și din cauza pandemiei, nu știu, lucrurile s-au mai atenuat un pic vis-a-vis de campania dumneavoastră privind Salamul de Sibiu. Da, pentru Salamul de Sibiu, indicație geografică protejată, noi am avut în derulare un program de promovare și conștientizare realizat cu fonduri de la Uniunea Europeană într-un program extraordinar de frumos, Enjoy is from Europe, așa se numește acesta. Fondurile nu au fost exclusiv doar de la Uniunea Europeană, ci au fost și cu fondurile membrilor, celor 6 membri asociați. Spunem și membrii, dacă vreți. Da. Membrii Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu sunt Agricola Internațional prin fabrica de la Salbac, de la Bacău, Aldis Călăraș cu fabrica, cu brandul tot Aldis. Apoi în ordine avem brandul Reinhardt de la The Butcher's Family Romania, așa se numește acum societatea. Avem în continuare de la Recunoștința brandul Cristim, da? Cu Salamul de Sibiu și Scandia Română de la Sibiu cu brandul Sibiu și de la Salsi Sinaia cu brandul Angst, producătorul de peste 100 de ani cu istoria aceasta extraordinară. Cei șase producători și-au unit forțele, am accesat acest program de promovare
împreună cu Ministerul Agriculturii și Apia România și timp de 3 ani de zile noi am avut desfășurat un program multiplu România, Italia, Spania, în care am adus, bucuria noastră a fost că am adus pe mesele europenilor, zicem noi așa, cel mai notoriu salam din România și am putut sta și noi egal la mesele lor cu un produs indicație geografică protejată. E un sistem de calitate european, a durat, cred că au durat undeva 3 ani de zile până când am parcurs absolut toate etapele. Acestea sunt etape de Ligă România, etape de Ligă UE și după aceea un corolar în care ești anunțat ca putând, ca fiind fericitul posesor al indicației, geografice protejate. Situația aici vă aflați, nu? Adică au fost depășite toate aceste... Toate, da. A fost, procesul a fost lung în sine, că așa, aceasta este procedura. Dar din momentul în care a obținut indicația geografică protejată, într-un fel, știți cum e când primești coroana și sceptru, când te recunoaște un extern, cineva care nu știe foarte multe lucruri despre tine, dar absolut tot ce oferi ca și informații, ca și istorie, primești o apostilă de validare. Iar salamul de Sibiu merita lucrul acesta, pentru că noi știm că e un salam care a trecut prin istorie, așa. Eu am, cum să vă spun, eu l-am cunoscut pe mesele festive făcute de părinții mei. Eu mi-am purtat copilul în continuare, ținând tot timpul standardul. Nu se poate ca salamul de Sibiu să nu existe pe mesele noastre și cred că foarte multe mame au avut rolul acesta de a duce mai departe în istoria gastronomică a familiei și a României acest salam. Recunoașterea a fost urmată după aceea de acest program de promovare. 3 ani de zile noi am putut să promovăm în România, Italia și Spania prin diverse formule de marketing, târguri internaționale, degustări, foarte mult online în ultima perioadă, dar și o campanie TV foarte interesantă în care am încercat așa diverse cutume pe care le știau oamenii despre salamul de Sibiu, să încercăm într-un fel să le explicăm pe înțelesul oamenilor. Într-adevăr, de un an de zile campania s-a terminat, noi am avut partea de evaluare europeană și cel mai important lucru a fost promovarea siglei indicație geografică protejată. Tocmai e o siglă tocmai pentru a recunoaște calitatea produsului, pentru a nu fi fraudat într-un fel, pentru că produsele bune întotdeauna vor avea un înlocuitor, cineva va fi destul de inovator încât să facă un înlocuitor. Știți, un specialist îmi spunea că, de fapt, aceste sisteme de calitate europene, care sunt foarte interesante, care funcționează, inclusiv indicația geografică protejată, sunt mai degrabă, în primul rând, adresează pieței interne, adică oamenilor din țara respectivă. Sigur, apoi și la export. Nu știu dacă e cazul și în ceea ce este salamul de Sibiu. Sigur, eu știu că e un brand foarte cunoscut în România. Cum spuneți, se află și pe mesele festive, cred că și acum pe multe mese ale românilor. Și eu cred că un produs premium, nu, dacă nu greșesc. Și v-aș vrea să ne spuneți din acest punct de vedere dacă a fost și o campanie pentru piața locală și pentru, spuneați, piața europeană, Italia, Spania. Cu paranteza, scuzați-mă, Italia-Spania a fost gândită pentru că sunt deja mulți români acolo sau a fost? Da, așa,
Ați intuit foarte bine. Te ajută să știți că acolo unde există comunități care recunosc și cunosc și iubesc produsul respectiv, oamenii aceia pot să-l ducă mai departe în respectivele comunități. Pe noi ne-a impresionat extraordinar de mult, vreau să vă spun, la târgurile internaționale. De ce a fost important pentru exterior și după aceea vom vorbi de ce pentru interior. Importanța pentru exterior a fost pentru că foarte multă lume, de la retailer până la oameni absolut normali, au văzut că și un produs românesc poate să fie încadrat într-un sistem de această natură, atât de elevat, pentru că este un sistem elevat, indicația geografică protejată. Iar să știți că cei mai relevanți dintre toți au fost tot românii care veneau împreună cu prietenii lor în standuri și se mândreau. Iată ce avem și noi în România și erau... Deci s-au simțit extraordinar, iar și italienii și spanioli, știți ce au spus după ce recunoșteau prima dată, na? Pentru România era Delta Dunării, Munții Carpați, da? Brașov, asta era fără doar și poate o etichetă uluitoare pentru România, iar acum pot să spune și al treilea lucru, Salam de Sibiu. Vă rog. Pentru piața din România, pentru că cred că n-am făcut exact, dar chiar o să mă uit, cred că bugetul cel mai mare totuși pe piața din România a fost utilizat, a fost pentru înțelegerea acestui sistem de calitate, de ce este el relevant și cel mai a fost important ca oamenii să-l înțeleagă, pentru că noi am avut un sistem de măsurare ulterior prin diverse chestionare. Și să știți că am pornit de la nivelul de recunoaștere. Europenii mapează cam din 3 în 3 ani, mapează nivelul de recunoaștere a acestor sisteme, pentru că de aceea și dau bani în programele acestea de promovare, oferă bugete. Și dacă în România noi, spre exemplu, porniserăm de la un nivel de recunoaștere undeva de 14%, la sfârșitul campaniei am terminat cu un nivel de recunoaștere numai din Salam de Sibiu la 20%. Dacă toți ceilalți care mai au sisteme de calitate, au încadrate produse în sistem de calitate, vor face programe care să țintească piața din România, lucrul acesta va fi foarte bun. Să știți că doar proiectul cu Salam de Sibiu, indicație geografică protejată, a avut țară țintă România. Celelalte proiecte care există și în derulare acum și nu au piață țintă România. Pentru noi este foarte relevant, pentru că noi am și vrut să creștem consumul de Salam de Sibiu. Se consumă undeva cam la 4 felii pe cap de locuitor. Vă dați seama cât de puțin este. În principiu, ce a fost mulțumitor pentru noi, am avut o creștere foarte frumoasă în primii 2 ani, dar ultimul an de pandemie ne-a fost teamă că tot ce am câștigat vom pierde. Am fost bucuroși că nu s-a prăbușit consumul de acest produs și faptul că el a rămas, chiar dacă prețul a crescut, da? El a rămas constant acolo, ceea ce înseamnă că salamul acesta va putea depăși, sper eu, orice criză, pentru că a trăit crize multiple și totuși prin timp oamenii l-au purtat extraordinar. Cei care îl produc, să știți că este o... Am încercat în filmul pe care l-am făcut, avem un film de prezentare, de 4 minute. Foarte, foarte drăguț. Am încercat să povestim în cuvinte simple ce se întâmplă, pentru că acest salam are foarte multă manufactură încă rămasă pe el. Este un salam care se face simplu, dar este atât de complex biochimic
în interior. Avem carne de bună calitate, slănină tare de bună calitate, condimente, da? Sare și zahăr. Și în rest... Ce urmează, doamna Gavrilescu, și pentru salamul de Sibiu și pentru industria alimentară, pentru că o să vă rog să tragem câteva concluzii da. Ale dialogului nostru. Pentru salamul de Sibiu, indicație geografică protejată, fiecare dintre producătorii pe care i-am amintit consolidează în piață această imagine prin produs în sine și prin campanii, pentru că fiecare dintre noi ar amforsa campania europeană cu campanii de sine stătătoare ale brandurilor. Vom avea o activitate mai intensă în zona de online, pentru că am avut niște rezultate extraordinar de frumoase și noi ca asociație mai mult în această zonă vom lucra și avem o surpriză, o să o vedeți, este o carte despre salamul de Sibiu, pentru că nouă ne-a fost foarte greu să găsim izvoare istorice, lucruri de acestea și atunci am învățat și am spus acum pregătim istoria salamului de Sibiu pentru următoarea sute de ani. Cei care vin după noi să aibă materiale bune. Pentru industria alimentară... Acum, da, pentru industria alimentară. Pentru industria alimentară... Provocarea se va vedea undeva la sfârșitul anului. La sfârșitul anului provocarea este foarte mare, dar știți cum îi văd pe antreprenorii români și sunt niște oameni extraordinari. Sunt niște oameni extraordinari care luptă în primul rând pentru brandurile lor, în al doilea rând pentru oamenii pe care i-au acolo în zona brandurilor, dar și oamenii pe care i-au în fabricile lor. Sunt absolut convinsă că toată lumea își dă absolut toată silința să consolideze ceea ce au muncit și probabil, cred că spectaculos, vom vedea diferite achiziții. De obicei asta se întâmplă în momente de acestea critice. De obicei, cei mari reușesc au întotdeauna această putere. Ar fi păcat. Și cred că și brandurile acestea mai micuțe românești, pentru că am văzut că există un trend iarăși foarte interesant în zona aceasta, cred că printr-un suport local, prin lucruri de sustenabilitate locală, cred că și aceste branduri vor avea posibilitatea de a spune ceva în industria alimentară. Dar rămâne în piață și de a deveni, mă rog, apropiată de marketing, consumator. Marketing local, noi în România n-am făcut atât de mult. Cred că este momentul acum ca fiecare, mi-aș dori să fie mapat în fiecare oraș, în fiecare zonă, un specific gustativ local. Da? Eu trebuie să știu, dacă vin la Bacău, ce este specific pentru Bacău. Cred că acesta e marketingul zonal, local. Așa trebuie lucrat. Probabil că e destul de greu, dar sunt sigură că facem pași foarte, foarte importanți și îi facem întotdeauna în momente de criză. Interesant. Mulțumesc pentru analiza dumneavoastră și pentru informațiile oferite. A fost alături de noi la emisiunea Rural doamna Carmen Gavrilescu, președintele Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu. Eu sunt Constantin Rudnițchiu și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!